urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Astăzi a început testarea standardizată în cele 7 unități de învățământ selectate de Ministerul Educației în cadrul proiectului pilot aprobat prin ordin de ministru. Este vorba despre Liceul Pedagogic Ioan Popescu Bârlad, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Vaslui, Școala Gimnazială Mihai David Negrești, Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negrești, Școala Gimnazială numărul 1 Văleni, Școala Gimnazială Ion Murgeanu Zorleni și Liceul Ștefan cel Mare Codești. Vor participa elevii claselor 1-7, respectiv 9-11, însă prezența nu este obligatorie. Cei de gimnaziu vor susține testarea la limba română și matematică, iar cei de liceu la limba română și istorie sau matematică, în funcție de filieră, profil sau specializarea pe care o urmează. Pandemia de COVID-19 și criza prețurilor din construcții au încetinit sever derularea marilor investiții din județul nostru. Pentru a implementa la timp 3 proiecte europene, Consiliul Județean Vaslui a luat un credit în valoare de 20 de milioane de lei. Cum lucrările de execuție trenează, valoarea totală a sumelor trase din credit este de numai 1.386.000 de lei, prin urmare se va reloca de urgență din împrumut suma de 6,5 milioane de lei pentru proiectele de la UPU și Casa Elisabeta Polihroniade, sumă care inițial era destinată drumului strategic. Caravana mobilă a Institutului Regional de Oncologie Iași revine în județul Vaslui pentru o nouă acțiune de testare gratuită Babeș Papa Nicolau în vederea depistării cancerului de col uterin. De această dată vizate sunt femeile din comunele Hoceni, Mălușteni și Blăgești și cele din municipiul Vaslui. Ca și la campaniile precedente de testare vor putea profita atât femeile cu asigurare medicală, cât și cele neasigurate. Un accident rutier cu două victime, între care o femeie gravidă, s-a produs în acest weekend pe raza localității Secuia, comuna Muntenii de Jos. Impactul a avut loc între un autoturism și o motocicletă, iar femeia însărcinată în săptămâna a 13-a era pasageră pe motocicletă. Atât ea cât și motociclistul au fost preluați și transportați la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, de unde bărbatul a fost transferat ulterior la o unitate sanitară din Iași din cauza fracturii cominutive la gamba dreaptă. Femeia a suferit contuzii minore și a rămas internată la Vaslui pentru scurt timp, sarcina nefiindu-i pusă în pericol. Pentru că a depășit 100.000 de locuitori, municipiul Vaslui a fost introdus prin votul plenului Camerei Deputaților pe harta strategică de zgomot. Astfel va fi monitorizat traficul rutier și feroviar și va fi întocmit un plan de acțiune pentru combaterea efectelor dăunătoare ale zgomotului ambiental. Proiectul mai arată că, deoarece prin Planul Național de Redresare și Reziliență se achiziționează stații fixe de monitorizare a zgomotului, este necesar să fie introduse anumite responsabilități pentru autorități pentru protecția mediului, pentru operatorii economici care desfășoară activități industriale și pentru autoritățile administrației publice locale. Consiliul Local Vaslui a aprobat actualizarea listei de priorități pentru anul 2022, cuprinzând solicitanții care au acces la un teren în folosință gratuită în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Vasile Pavel, primarul municipiului, a spus că pentru cele 35 de persoane care au dosarele complete, există pentru repartizare 8 loturi de pământ. Vor fi emise 8 decizii de atribuire a terenului pentru cei 8 beneficiari aleși. Peste o lună, în cartierul 13 decembrie, vom avea la dispoziție 28 de loturi de teren care la rândul lor vor fi atribuite în folosință gratuită tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani care vor să își construiască o locuință proprietate personală. ANAF se apucă de recuperat prejudiciile din dosarele condamnaților definitiv. Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a transmis într-un comunicat oficial că instituția pe care o conduce își propune să recupereze sumele stabilite ca prejudiciu de către instanțele de judecată. Astfel, pe 17 iunie vor avea loc primele licitații privind valorificarea a 6 bunuri imobile sechestrate, reprezentând terenuri evaluate la peste 8,8 milioane de lei. Aceste terenuri au fost sechestrate într-un dosar penal de luare de mită și complicitate la spălarea banilor, vizându-l pe fostul director al Companiei Naționale Poșta Română, Dan Mihai Toader.
Copiii din Vaslui nu merg la stomatolog, deși au probleme dentare, atrag atenția medicii de profil din județ. Pentru a ajunge la cât mai mulți copii, un medic stomatolog din Huj a inițiat o campanie de voluntariat în acest sens și își îndeamnă și colegii să meargă în școli și să învețe pe tineri tehnici de periaj corect, cum se îngrijesc dinții și cât de importantă este dantura sănătoasă. Datele oficiale arată că la nivelul județului nostru, pe fondul prețurilor mari la serviciile medicale stomatologice, dar și a lipsei de educație în acest sens, o bună parte din populație nu ajunge la medic decât în situația unei afecțiuni dentare grave. Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate la solicitarea primarilor, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică. Prin urmare, prin hotărârea Consiliului Local Vaslui privind arondarea creșelor de stat la unitățile de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul Vaslui, cele trei creșe au fost arondate după cum urmează. Creșa Avântului, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Avântului numărul 19, a fost arondată la grădinița cu program prelungit numărul 5, cu sediul în municipiul Vaslui, strada Vântului numărul 19. Creșa Racoviță, cu sediul în Vaslui, strada Gheorghe Racoviță numărul 191, a fost arondată la grădinița cu program prelungit numărul 3. Creșa Republicii, cu sediul în Vaslui, strada Republicii 391, a fost arondată la grădinița cu program prelungit numărul 8, cu sediul în strada Peneș-Curcanul numărul 1. Creșele fac parte din Sistemul Național de Învățământ Preuniversitar și oferă copiilor antepreșcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere. Regulile RCA se modifică în sprijinul șoferilor. Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat un proiect de normă care aduce modificări substanțiale normei 20 din 2017 privind asigurările auto din România. Actul normativ a fost trimis către monitorul oficial și urmează să intre în vigoare după 90 de zile de la publicare. Una dintre reglementările introduse în premieră vine direct în sprijinul păgubiților, dar și al vinovaților din accidentele rutiere în număr de sute de mii anual. Formularul de constatarea amiabilă va putea fi completat și electronic, conform noilor reglementări. În cazul completării formularului de constatare amiabilă de accident în format electronic, datele completate și semnăturile holografe ale conducătorilor celor două vehicule implicate în accident sunt preluate de dispozitivul pe care se completează formularul. Reamintim că tot la inițiativa ASF a fost eliminată obligativitatea de a deține polița RCA în format fizic, prin suficientă prezentare acesteia în format electronic în eventualitatea unui control. Actul normativ vine și cu modificarea modului de acordare a despăgubirilor aferente consecinței lipsei de folosință a vehiculelor, inclusiv pentru înlocuirea temporară a acestora. Noua procedură este mai simplă și mai clară și vine în sprijinul tuturor părților implicate în procesul de despăgubire și de reparație și în principal al păgubitului. Un nou concert de excepție a avut loc weekendul acesta la Casa de Cultură Constantin Tănase Vaslui. Filarmonica Moldova din Iași, condusă de dirijorul Vlad Conta și corul Gavril Musicescu, dirijor Bogdan Ionuț Cojucariu, au oferit vasluienilor un adevărat spectacol plin de rafinament și eleganță. Programul muzical a cuprins valsuri, uverturi și unele dintre cele mai frumoase numere corale. Printre acestea s-a numărat și nemuritoarea uvertură Liliacul de Johann Strauss, supranumit de critici după premierea lucrării un zeu al bucuriei. Rareș Trufea, vasluianul care impresionat juriul și publicul la România au talent, a susținut de asemenea un recital de excepție pentru care a fost aplaudat la scenă deschisă. Continuând tradiția din anii trecuți, clubul Rotary a premiat pe olimpicii vasluieni care au reprezentat cu cinste județul la competiții naționale din țară. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM. Smile FM. Your happy music.